Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Izvoarele Folclorului. Așa cum v-am obișnuit, în casele dumneavoastră aducem invitați de seamă, invitații pe care dumneavoastră îi iubiți și îi apreciați, așa cum este și cel care mi-a pășit astăzi pragul. Este vorba de un artist îndrăgit care vine din Tătăruși, mai exact din Bucovina Mică, așa cum îi place lui să spună, din zona de interferență a Moldovei cu Bucovina. Dragii mei, este vorba despre nimeni altul decât îndrăgitul interpret Cristinel Iordăchioaia, care astăzi, în afara faptului că ne va și cânta prin intermediul filmărilor pe care ni le-a adus, ne va împărtăși ceea ce știe, comoara de suflet pe care o poartă de când era mic, și anume folclorul autentic, folclorul cu care s-a născut acolo în zona Tătăruși. Bună ziua și bine ați venit în platoul emisiunii. Abia așteptam să vă am aici. Să rămână. Ție, Beatrice, și bună ziua telespectatorilor postului Apolonia TV. Sunt pentru a treia oară la Apolonia TV. De două ori am fost invitatul altui coleg realizator de emisiuni folclorice și iată, acum mă bucur să fiu invitatul tău într-o emisiune cu un format special în care vorbim și despre zestrea noastră, aceasta legată de tradiții, de folclor. Și m-ai găsit bine, spun eu așa, fără ca să fiu acuzat că mă laud, dar vin dintr-o zonă în care zestrea folclorică este bogată și încă se mai păstrează. Tătăruși, așa cum ai spus tu că este Bucovina Mică, nu că îmi place mie să spun, ci pentru că așa și este. Tătărușii a fost o comună care la ultima împărțire administrativ-teritorială a trecut în județul Iași, până atunci făcând parte din județul Baia, și noi ne spunem acolo bucovineni pentru că păstrăm foarte multe din obiceiurile, din vorbele, din portul bucovinenilor, cam de pe la Mănăstirea și Gura Humor, din zona respectivă. Chiar și melodiile pe care dumneavoastră le interpretați au specificul lor, specificul zonei, practic, pe care o reprezentați, și, bineînțeles, costumele pe care le aveți. Chiar aveți un costum deosebit pe care îl remarc de fiecare dată când îl purtați. L-ați adus, cred, și într-un videoclip pe care telespectatorii noștri o să-l urmărească. Este vorba de un costum vechi, nu? Pe care îl aveți de acolo, din zonă. Care este specificul costumului zonei? La noi în comună, în centrul comunei, s-a amenajat prin grijă autorităților și a unor profesori care țin foarte mult la tradiție și la obiceiuri, un muzeu al satului, și după studii îndelungate s-a constatat că cel mai, să spunem, reprezentativ model este modelul șarpelui sau cel al numărului 3. Este vorba de cusături tip goblen pe pânză de in, pânză de casă, doar cu nuanțe de negru, cu anumită structură și printr-un anumit model, ai impresia că sunt nuanțe de la alb până la negru, trecând prin toate nuanțele de gri. De fapt, sunt cusături doar cu ață neagră. Dar acesta a fost, să spunem, este considerat cel mai reprezentativ, însă sunt vreo 12 modele, majoritatea aduse din Bucovina, din zona Gura Humorului, dar și din Ardeal. Avem motivul șarpelui, motivul lebedei, motivul frunzei de stejar și multe combinații între aceste motive, inclusiv unele mai festive pe care le foloseau, să spunem, oamenii mai aleși ai comunității când mergeau la, să spunem, la diferite petreceri. Dar cine vrea să vadă aceste modele este invitat la Muzeul Satului. De altfel, mai zilele trecute, o personalitate care se ocupă, să spunem, cu un proiect al Iașului,
Am voie să spun despre cineva, domnul Petreșușu se gândea să vină la Tătăruș, la muzeu, să consulte modele de acolo și specialiști, să se inspire pentru ca să creeze costume pentru echipa de dansatori din cadrul acestui proiect al Iașului. Deci toată lumea are ce vedea acolo, sunt modele adunate, costume adunate și pentru bărbați și pentru femei, care au zeci și sute de ani. Eu am costume adunate, am vreo 12 cămăși populare și suman și țari și cizme și căciulă. Și căciulă, da. Și le păstrez cu mare drag, le de mai folosesc la filmări. Le-ați cumpărat sau le-ați moștenit? O parte le-am cumpărat. O cămașă cu mărgele, cu un motiv foarte frumos, e din lada de zestre a mamei mele, pe care atunci când eram copilaș și nu conștientizam cât sunt de valoroase aceste lucruri, din care am decupat cu forfecuța o parte din mărgelușe, pentru că mai târziu să fie reconstituită, da? Apoi am de la oameni din sat, am câteva care nici nu le pot folosi, dar le țin, bundițe din cojocel de oaie cu strămătură, cum se făcea la Târgu Neamț. Mai puțin meșteri sunt acum dispuși să lucreze atât de bine cum se lucra acum 60-70 de ani, dar pe toate le păstrez și am spus alor mei, copiilor, mai ales că atunci când nu voi mai fi, să se ducă să le dea la muzeul din Tătăruș. Pentru că dacă nu sunt văzute și nu sunt păstrate undeva, ele își pierd din valoare și acesta este scopul, și să fie valorizate și valorificate într-o anume formă. Acum, eu nu vreau să spun că sunt un artist foarte, foarte mare. Tu știi foarte bine că este bine să ne cunoaștem și lungul nasului acum și locul într-o ierarhie. Și cu mărimile astea artistice. Da, noi am mai avut discuții despre acest lucru. Eu am creat mai multe albume. Două le-am realizat împreună cu, să spunem, instrumentiști din zona Sucevei și a Botoșaniului, constituiți într-o orchestră condusă de maestru Ion Olăieru, un compozitor și un dirijor și un orchestrator foarte talentat. Unul l-am realizat trecând dincolo de Prut cu orchestra Mugurel, sub bagheta ilustrului dirijor și orchestrator Ion Dascălu, care s-a străduit și a studiat foarte mult pe internet și nu numai, și în cărți de folclor, și mi-a zis, tot timpul spunea, Cristi, îți fac cântec de nuntă, va fi cu geam parale ca la Tătăruș, Cristi, îți fac horă ca la Bucovina Mică. Îmi trimitea variante și spunea, maestre, asta se potrivește cel mai bine. Și atunci am realizat și cu maestru Ion Dascălu un album cu 17 melodii, să spunem, cu specific muzical și folcloric din zona Tătăruș, și acum lucrez într-un nou proiect cu un compozitor, cu un orchestrator mai tânăr, Corneliu Panainte, care deja mi-a creat tot din Republica Moldova, care are o orchestră și el foarte bună și studios, și deja am făcut un prim calup de 4 melodii, 2 cu specific din zona Tătăruș și 2, pentru că iubesc folclorul din întreaga România, am zis că am să fac o mixtură și am făcut ceva mai din zona de sud, o melodie, o horă mai de inimă. Știi, noi în zona Bucovinei, horele de inimă așa și de ascultare nu prea se găsesc. Și atunci m-am dus mai spre sud, mai spre Muntenia, și mi-a făcut o horă frumoasă care se numește Dorul tatei marginare pentru fata lui, și cred că o să mai fac așa o mixtură și o să vreau să fac un album iarăși cu 16-18 melodii, dar predominante vor fi temele din zona Bucovinei Mici și a Moldovei în general. Da, abia aștept să fac cunoștință cu acest nou proiect al dumneavoastră. Încă nu aveți clipuri filmate N-am la clipuri, melodii. Am de-abia 4 melodii și au început să fie difuzate deja pe radio. Ia sunt și convinsă. Le mai promovez și la spectacolele la care mai merg. Da, și la Tătăruș am spus acolo, chiar dacă să spunem că nu se mai păstrează atât de bine tradițiile în cadrul, să spunem, nunților, primarul și oamenii care iubesc tradițiile au constituit de-a lungul vremurilor 3 festivaluri foarte importante. Un festival care se numește De la Moșii Noștri Am Învățat, unde vin elevi, copii și elevi de la grădiniță până la liceu din toate comunele din jurul, să spunem, Tătărușului, și prezintă tot felul de obiceiuri, dansuri, cântece. Un alt festival se numește Festivalul Rezervației Forestiere Tătăruș, că el este cumva susținut printr-un proiect european și este la
a 8-a ediție, unde vin artiști din toată țara, dar se manifestă frumos și cei din Tătăruș, și mai avem un festival care se derulează în preajma sărbătorilor de iarnă, între Crăciun și Anul Nou, care se numește Festival de Datini, Obiceiuri și Tradiții de Iarnă, și iarăși este foarte frumos, pentru că din nou acolo se reiau obiceiurile legate de urși, de cerbi, de tot felul de obiceiuri de iarnă, felinarul, deci există acolo la Tătăruș un plugușor cu felinare unic în zona Moldovei. Acest plugușor cu felinare a fost solicitat să participe și la alte manifestări de gen în toată țara. Naționale, deci da. Mergem înainte cu aceste trei festivaluri și ne păstrăm în continuare tradițiile, obiceiurile și folclorul. Și vreau să-mi mai spun ceva, din Tătăruș sunt foarte mulți tineri care merg pe... Au îmbrățișat această artă, da, și doresc să o ducă mai departe. Da, chiar știu și eu câteva tinere. Da, fete. Și avem și băieți, Ionut Sârbu, Codruța Filip, Georgiana Roșu, Avădănii, este o fetiță Avădănii, da, care cântă foarte bine. Deci este un grup de tineri, acolo. O pepinieră, da, și sunt foarte ambițioși și promovează când cele din Tătăruș și se îmbracă costume autentice din Tătăruș, lucru care mă face să fiu foarte mândru și foarte bucuros și mereu îi încurajez și îi felicit pentru acest lucru. Așa este, este și firesc să fie așa. Și pentru că ați pomenit de acele festivaluri, să știți că emisiunea Izvoarele Folclorului obișnuiește să filmeze și să promoveze astfel de acțiuni, așa că în momentul în care dumneavoastră știți când se desfășoară, cu o săptămână înainte, dacă ne spuneți, să știți că mare noi cu mare drag. Drag suntem acolo, pentru că este păcat să nu înregistrăm și să nu aducem și în casele telespectatorilor astfel de evenimente care, o să într-adevăr, vă anunț, sunt rare. Să vă anunț, dar vă provoc să veniți, așa cum dumneavoastră faceți tot felul de peregrinări prin comunele județului Iași, veniți și la Tătăruș. Putem lua legătura sigur că, cu, da, cu cealaltă primarul, emisiune, cu viceprimarul, rurale, și o să aveți, cu mare drag. O să aveți cum să spun, o satisfacție extraordinară, pentru că o să găsiți lucruri absolut inedite. Să știți că era pe lista mea de comune de interes, pentru că îmi doresc să ajung acolo. Nu a fost să fie până acum, o să dar mai cu spun siguranță. Ceva? Sigur că după, da. Părerea mea este una, ca să nu mă laud exagerat, dintre cele mai frumoase localități din județul Iași. Cine vine la Tătăruș, așa, nu uită. Abia aștept să ne intermediați acolo o întâlnire, da, cu cei care conduc comuna. Frumos. Și iar noi cu mare drag filmăm, aducem tot ce este frumos și transmitem și telespectatorilor, care cu siguranță de abia așteaptă. Dar, cu siguranță, telespectatorii noștri abia așteaptă să vă audă cântând, iar eu am selectat din materialul pe care dumneavoastră ne l-ați pus la dispoziție trei melodii în acest calup. Este vorba de Țărăneasca din Iorcani, Asta e horă cu fală și Sârba lui Ilie. Și trebuie să menționăm că în videoclipul melodiei Țărăneasca din Iorcani purtați acel costum despre care am vorbit. Căciulă, bundiță, costum cu fustă, ițari și ciubote. Așadar, dragii mei telespectatori, vă las în compania lui Cristin Elior de Chiaia să încingeți acolo o horă, o bătută pe muzica pe care... O țărănească. Lui, o țărănească. Și după aceea horă și la final Iorcani, sârbă. Și revenim la dumneavoastră să continuăm firul poveștii. S-a tras-o de jocul, dar eram de lila. Mândra iuchi cum îi focul, rai de lila. Calpa buze și ion, dar eram de lila. Trage din acordeon, rai de lila. Țărăneasca din Iorcani, uite, uite așa. Învățați-o băitani, iaca, iaca așa. Așa ca la zâli mari, uite, uite așa. Jucați după gospodari, iaca, iaca așa. Trage tare din burduf, păi-te-l Filip până le rup. Foiul lui un rasun, dar eram de lila. Dar și o trompetă-i bună, rai de lila. Și o dobă burtuvoasă, dar eram de lila. Sunt joc mândruța frumoasă, rai de lila. Țărăneasca din Iorcani, uite, uite așa. Învățați-o băitani, iaca, iaca așa. Așa ca la zâli mari, uite, uite așa. Jucați după gospodar, iaca, iaca așa. Pui eu am deșagă noi, dar zboară mândra parcă-i pui.
Avem și un clarinetaș, dai ram de lila. Vin moșnie și pimaș, dai de lila. Să joa și babili, dai ram de lila. Cât îi țin puterile, rai de lila. Țara neasca din iorcani, uite, uite așa. Învățați-o băitani, iaca, iaca așa. Așa ca la zilii mari, uite, uite așa. Jucați după gospodari, iaca, iaca așa. Uite la țara veica, umblă-n joc precum suveica. Stânga dreapta șobatai, dai ram de lila. Strigă moșul Niculai, rai de lila. Baba chiui și râde, dai ram de lila. Și se face când aude, rai de lila. Țara neasca din iorcani, uite, uite așa. Învățați-o băitani, iaca, iaca așa. Așa ca la zilii mari, uite, uite așa. Jucați după gospodari, iaca, iaca așa. Mai moșnici nu stați ca sloapii, mai jucați în șuda popii. Și popa e de-a nostru, dai ram de lila. Joacă atunci când avem posturi, ai de lila. Doctorul și cu primarul, dai ram de lila. După slujbă, pitregramul, dai de lila. Țara neasca din iorcani, uite, uite așa. Învățați-o băietani, iaca, iaca așa. Așa ca la zilii mari, uite, uite așa. Jucați după gospodari, iaca, iaca așa. Jocul nostru și ne-l știe, să joace cu bucurie și cu veselie multă. Am și nuntă, uite, uite așa, măi! Stejăriel verde pe poală, asta îi o râcufală și de la pământ îi scoală. Hai postic doba bate, moldoveanu-n joc să salte, până la Dunării de parătii. Dar să jucă bora așa, din mână că-i ușurea, ca în Bucovina mea, zi cu trompeta. Dar să jucăm ora așa, din mână că-i ușurea, ca în Bucovina mea, zi cu trompeta. Hai la joc să ne adunăm, dicurea să ni ținem, ora mândră s-o învârtim, să ne înveselim. Și zi trompetă că-i zici bini, și mândruța-i lângă mini. Asta oră tare mândră, scrica și trompeta cântă, tira sună jos în lună. Bucuroși puteți o joacă, și ninoștii înșearcă, calăpa după dobă calăcă. Sună munți, dealuri și brazi, când în oră joacă azi, oamenii buni și gospodari, cântați lăutari. Sună munți, dealuri și brazi, când în oră joacă azi, oamenii buni și gospodari, cântați lăutari. Hai la joc să ne adunăm, dicurea să ni ținem, ora mândră s-o învârtim, să ne înveselim. Asta oră și noi joacă, dorul de la el nu pleacă. S-o pus dorul și la mine, ora când și o joc vini, mândra-n joc făloasă vini. Când se face oră mare, cu nunui dispiși în soare, mândrile-s floare și floare. Moldoveni, veniți la joc, timpul-i bun și avem loc, să fășim ora în mijloc, chiuiți cu foc. Dar hai români, veniți la joc, timpul-i bun și avem loc, să fășim ora în mijloc, chiuiți cu foc. Hai la joc să ne adunăm, dicurea să ni ținem, ora mândră s-o învârtim, să ne înveselim. Și moldoveanu unde pleacă, își ia ora unde sagă. Ținimi, Doamne, orile și la scripte strunile, se pot juca mândrilii, măi.
făcem roata mai largă, din Carpați la Marea Neagră, călătăți vor anii dragă. Dar ora mândră ne-o ținut, și pe soare și pe vânt, jucați oameni buni de soi, așa ca la noi. Dar ora mândră ne-o ținut, și pe soare și pe vânt, jucați oameni buni de soi, așa ca la noi. Hai la job să ne adunăm, dicurea să ni ținem, ora mândră s-o învârtim, să ne înveselim. Și asta-i vor din străbun, joacă tineri și bătrâni, s-o jucăm cu tăți români, leganat și prinși din mâini. Hai la joc, roata mare, sârba de altă dat, hai și tu cu noi, Ilie, nu-i vremii de stat. Când ne-am strâns cu toți aici, așa-mi juca sârba roată cum era cândva. Hai la joc, roata mare, sârba de altă dat, hai și tu cu noi, Ilie, nu-i vremii de stat. Când ne-am strâns cu toți aici, așa-mi juca sârba roată cum era cândva. Ia ca și Ilie ajunge, dar în joc nu se dă intrat, când spatică mi-e și-ați strânge cei cam rușinat. Până-și faci alta nouă, să nu joa și n-o răbda, când flăcău n-are două ca alții din sat. Hai zi așa, hai tot așa, brrr, hai la joc! Hai cu jocul roată, roată și-o leacă pe loc, și la stânga și la dreapta și apoi la mijloc. Roata mare se-nvârtește, uite așa, asta-i sârbă cum era cândva. Hai cu jocul roată, roată și-o leacă pe loc, și la stânga și la dreapta și apoi la mijloc. Roata mare se-nvârtește, uite așa, asta-i sârbă cum era cândva. Supărat, din șeri și în joc nu se dă intrat, eu crepaca mi-e și-n spate și lor din sat. Las-o-n colo fudulii și haidi cu noi la joc, bate tare din călcâi, chiui cu foc. Hai zi așa, tot așa, brrr, hai la joc! Uite jocul se-ntețește, sârba o la vânt, roata saltă se desprinde parcă de pământ. Chiui, flăcăi și fete într-un glas, și pe margini nimeni n-a rămas. Uite jocul se-ntețește, sârba o la vânt, roata saltă se desprinde parcă de pământ. Chiui, flăcăi și fete într-un glas, și pe margini nimeni n-a rămas. Salt în joc, flăcăi și fete și Ilie lângă ei, foc și pare ies din spiete și din ochi scântei. O uitare, fudulii, se-nvârtește mândru joc, bate tare din călcâi, chiui cu foc. Hai, Ilie, joacă bine, cât că mi-așa timp mai ține. Îi și dacă o crăpa în spate, tot mai joci pe saturate, uite așa. Am revenit în casele dumneavoastră, sunt convinsă că v-ați distrat și ați jucat pe muzica lui Cristinel Iordăchioaia, cu care eu vreau să continui discuția. Mai înainte ați repetat de câteva ori, în momentul în care ați amintit despre cei cu care ați colaborat muzical, ați repetat cuvântul compozitor, am remarcat asta. Și sunt curioasă să aflu părerea dumneavoastră în ceea ce privește compoziția melodiilor folclorice. Am mai discutat pe această temă și cu alți invitați. Unii sunt pentru autentic, autenticul acela cules din moș strămoș și dus mai departe nemodificat. Alții spun că autenticul nu mai este autentic atâta timp cât este scos din vatra satului și dus pe scenă. Alții spun că nu există compoziții de muzică folclorică, e muzică populară și atât. Noi le folosim pe toate. Care este poziția dumneavoastră și părerea vis-a-vis de acești termeni până la urmă cu care ne întâlnim, cu care jonglăm și telespectatorii noștri cred că ar fi curioși să afle ce ascultă și de ce e așa și nu este altfel? Am participat atât, să spunem, ca și auditor, dar m-am și implicat în astfel de discuții în diferite contexte. Sunt convinsă. Și din câte înțeleg eu, autentic și original și să culegi la momentul acesta, aproape că nu mai ai de unde, pentru că rapsozii care, să spunem,
cunoșteau anumite cântece vechi, strămoșești, au cam dispărut, s-au dus în mod natural de pe această lume și ei se află undeva între stele, poate mai cânt acolo. Mai există, să spunem, fragmente, cântece care au fost transmise, să spunem, la petreceri, la întâlniri sătești, la șezători, așa cum la Tătăruș a existat până mai, să spunem, în anii trecuți o șezătoare folclorică, după modelul șezătorilor care se organizau acum 70, 80, 100 de ani în sat, în vatra satului, când veneau flăcăii cu fetele, dar și cu gospodari, și se torcea și se țesea și se spuneau povești, legende, se cânta, se spuneau glume. Unele dintre aceste cântece au mai ajuns în zilele noastre. Spre exemplu, am o melodie pe albumul realizat cu Orchestra Mugurel care se numește Bătuta din Tătăruș. Acea melodie mi-a cântat-o cumva parțial la un festival o mătușă din Tătăruș, care se pare că mai trăiește, are 80 ceva de ani, am reținut fragmente, m-am dus la doamna profesor Doina Tome de la Clubul Copilor din Pașcani, a pus pe note, a mai îmbogățit-o și a mai îmbunătățit-o, i-am dat-o maestrului dascăl și așa a apărut Bătuta din Tătăruș. Inclusiv versurile seamănă cumva cu cele pe care mi le spunea mătușa. Era vorba despre un flăcău care nu se mai însura sau care era curtat de prea multe fete, era îmbrăcat frumos și așa mai departe. Deci, ca să spun autentic, nu prea mai există. Autentic, dacă îl punem să facem o asociere cu cei de acolo, cu specific mai degrabă, decât ca să ne lăudăm că știți, noi am cules cântece originale și autentice, nu mai este. Iar maestrul dat să spunea, Cristi, folclorul înseamnă variațiuni pe aceeași temă. Eu m-am stăruit, spune el, în loc de stăruit, m-am stăruit să fac cât mai aproape de zona ta Tătăruș. Dar să nu cumva stilauzi că e original și-i cules de la vreun rapsod, că ăștia au dispărut și gata. Da, nu mai sunt. Da. Și până la urmă, și acei oameni creau, era o invenție. Noi de ce n-am putea acum inventa ce inventăm noi? Când ne doare sufletul, când nu ne doare și suntem fericiți, când, eu știu, avem tot felul de motive, că până la urmă motivele acestea populare au existat dintotdeauna. Oamenii au iubit, au suferit, s-au veselit, au mai băut și un pahar, s-au mai și certat. Așa au apărut melodiile atunci. De ce nu ar putea să apară și apar acum? Pentru că eu spuneam, făceam referire la doamna profesor Doina Tomi. Ea a creat melodii pentru că este talentată pentru foarte mulți artiști. Și i-am spunea, Cristi, ce vrei acum? Zic, doamna Tomi, vreau un ciobănaș. Păi, ciobănașul specific moldovenesc. Nu prea se cântă în altă parte. Se mai cântă cântece de ciobănii în zona Sibiului, dar cu totul, factură. Așa. Și zice, uite, am trei cântece ciobănaș. Mi le cânta și spunea, ăsta îmi place, că mi se pare că mi se potrivește cel mai bine. Și astfel a apărut Drag mi să fiu ciobănaș, cântec dat ca și, să spunem, linie melodică de doamna Tomi, orchestrat și pus în valoare de maestru dascăl cu versuri de celebra poetesă Mariana Honceru. Și uite așa, 3-4 artiști. Este o creație. Pun mână de la mână și iese un produs finit, care mie mi-a plăcut foarte mult, care s-a lipit foarte bine de mine și pe care eu încerc să-l cânt ori de câte ori am ocazie. Așa este și până la urmă, la fel ca tot ce se întâmplă, și muzica evoluează. Sunt frumoase cântecele arhaice, nu le contestă nimeni calitatea, valoarea artistică, dar în ziua de astăzi, un cântec, ca să ajungă la sufletul celor care îl ascultă, trebuie să aibă și patina timpului actual, să fie cumva adaptat la ceea ce este în zilele noastre. Nu ai cum, mă uit că oamenii sunt extraordinar de receptivi la melodiile noastre, noi, pe care le scoatem. Sunt interpreți care au în repertoriu acele melodii de tip arhaic, pe care încă le mai cântă, le mai promovează și mă doare pe mine sufletul să văd că nu au același succes. În general, aceste cântece despre care vorbești tu sunt potrivite pentru festivaluri de gen, pentru concursuri, pentru tinerii interpreți sau pentru cei care aspiră la o carieră muzicală. Dar pentru noi care deja avem o anumită vârstă, ne putem permite
spre binele nostru, dar și a celor care ne ascultă, să le ducem și în zona aceasta, unii mai răutăcioși spun că mai comercială, dar nu chiar comercială, ci atâta așa. Timp cât se respectă niște criterii în cântecele acestea folclorice, da. Nu au cum să fie numite comerciale. Una e muzica de petrecere așa și este. Alta este cântecul folcloric, chiar dacă el este, așa cum ați spus, croșetat pe modele, acel autentic, da. Și pe modelele vechi pe care le avem. Eu nu cred că se întâmplă nimic grav, din contra, și iarăși spun, suntem și noi mulți interpreți. Ne-am repetat cât pot să și acelea culese. Le-am cântat toți în stiluri diferite până la urmă, dar ar fi aceleași melodii. Nu poți, trebuie să vii și cu ceva nou. Și nu sunt atractive pentru publicul larg toate aceste cântice, să spunem, super autentice. Exact ce spuneam, da. Într-adevăr, o devaloare, o doină, o baladă, dar astea nu le ascult tot timpul și nu le înțelege, da. Oricine. Așa este. Și atunci suntem nevoiți să creăm. Iar vreau să spun, spuneți. Că la Tătăruș a fost un învățător, Alexandru Vasiliu Tătăruș, îi spunem ulterior, pentru ca să-l poată lega și mai bine de comunitate, care a fost unul dintre cei mai mari și dintre primii culegători de folclor autentic și a realizat o carte de cu cântece, cu bocete, cu strigături. Pe la 1860 ceva, această carte a fost promovată și de Academia Română și fragmente muzicale au fost înregistrate la Paris și există și acum în forma autentică în arhivele, să spunem, unor colecționari sau chiar ale unor instituții. Da? Și deci ne mândrim cu acest lucru și cineva care a consultat acea carte a mai găsit pasaje și fragmente muzicale pe care ulterior a putut broda, crea cântece, să spunem, mai noi, mai moderne. Asemănător cu asemenea culegere, a mai existat un compozitor, Chiriac, DG Chiriac, care a cules sau, mă rog, avea și create linii melodice pentru orchestre, iar doamna Tomi mi-a luat de acolo linie melodică și a adaptat-o, a făcut o linie melodică foarte frumoasă pentru o melodie care mi-este foarte dragă și care e prima mea înregistrare cu Orchestra Mugurel din Chișinău, numită Hora Pășcănenilor. O linie melodică deosebit de frumoasă, deosebit de grea și așa cu un iz de fanfară, foarte frumoasă, mi-a creat doamna Honceru versuri, maestru dascăl l-a îmbrăcat într-o formă orchestrală deosebită și așa am făcut Hora Pășcănilor, pentru că eu trebuie să spun telespectatorilor că locuiesc de 30 de ani în Pașcani, lucrez în Iași și sunt din Tătăruș. Vă dați seama că e o întreagă aventură viața mea să fac în fiecare zi naveta Pașcani. Asta pe Pașcani, de o parte, pe de altă parte aș spune că vă lăsați amprenta în trei locuri care cu siguranță se mândresc cu faptul că treceți pe acolo, că iată, v-ați născut în Tătăruș, trăiți în Pașcani și vă desfășurați activitatea aici în Iași. Eu ca ieșancă mă mândresc că vă cunosc, că am fost colegi într-un anumit domeniu și că suntem în continuare colegi de cântec, ne întâlnim la spectacole. Eu vă apreciez mult și eu vă apreciez. Vă admir repertoriul și ascult cu plăcere melodiile, iar o parte dintre ele mi s-au și lipit așa și le aproape pot să spun că le și știu, le predonez acolo împreună cu dumneavoastră. Vă permit să le cântați la petreceri, să știți. Mulțumesc tare mult și acolo unde îmi desfășor eu activitatea mai nouă, respectiv la un cămin cultural unde vreau să înființez un ansamblu folcloric, dacă mi-ați dat voie să le cânt și cu copilașii, să le dau unor băieți care ar fi tare mândri și încântați să le interpreteze, eu vreau să spun că am realizat și un volum cu cântece specifice Crăciunului, respectiv cu colinde, și am dat negativele mai multor colegi profesori și celor din Tătăruș și sunt foarte mândru când de Crăciun copilașii cântă. Mă scriu acolo pe listă, da, chiar am nevoie, da, și chiar mă gândeam. Am niște colinde deosebite orchestrate tot de instrumentiști din Botoșan și din Suceava sub bagheta maestrului Ionică Olăieru. Niște colinde foarte frumoase, deosebit frumoase, și cu versuri create atât de Claudia Olăieru cât și de doamna Mariana Honceru, și ți le dau cu mare drag, pentru că ele se cântă
O dată pe an. Așa este. Și atunci, cu cât le cântă mai mulți copii, da, cu atât da, sunt mai frumoase și ajung mai ușor la și inima. Și trebuie să vorbim despre asta. Da. Trebuie să dăm copiilor modele de calitate. Da, și da, atunci și sunt făcute cu instrumente dintre arhaice, cu cobză, cu fluier. Ce poate fi mai frumos? Da, ce da, poate fi mai frumos? Revenim la discuția noastră, dar vreau să aducem din nou în casele telespectatorilor muzică. Muzică de calitate, bineînțeles. Hora Pășcăneni, dragii mei, și Bătuta din Tătăruș, că tot am discutat despre ea, acolo să fiți foarte atenți. Am cămașa autentică cu numărul 3, exact, cu modelul șarpelui. Modelul șarpelui, aceea cusută cu ață neagră, da, despre care da, invitatul meu pomenea în primele minute ale emisiunii. Așadar, dragii mei, vă las în compania muzicii și, bineînțeles, ne întoarcem în platoul emisiunii. Și văd la joc lumii mult, tam-diri-diri-dira. Ei nu pot ține gura mult, tam-diri-diri-dira. Lângă dobă șovioară, tam-diri-diri-dira. Eu vă cânt din inimioară, tam-diri-diri-dira. Ei, să jucați până de sară, tam-diri-diri-dira. Hei, hei, am să cânt cu drag și dor, ora pășcănenilor. Chiuiți mai băietani, ca pe la noi la Pașcani. Veniți tăți în roata mare, tam diri 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 dira. Hei, cei din deal și cei din vale, tam diri 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 dira. Hai să jucăm tăți împreună, hai că suntem de jiță bună. Ora pășcănenilor, tam diri diri dira. Să reasuni la humor, tam diri diri dira. Hei, și de acolo în târgu jor, mai tam diri diri dira. De la Iași până la Galați, tam diri diri dira. Jucați moldoveni, jucați, tam diri diri dira. Hei, și horeani o ascultați, mai tam diri diri dira. Hei, hei, zi scricari câți dau bani și vin în rea și de cotnari. Cântă cu foc și cu dor, ora pășcănenilor. Sărasuni, sărasuni, tam diri 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 dira. Hei, că doar joacă atâta lume, tam diri 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 dira. Hai chiuiți ca la început, hai să se audă peste prut. Din Pașcani vântul se ducă, tam diri diri dira. Peste apă, peste lungă, tam diri diri dira. Hei, ora pe unde-i apucă, tam diri diri dira. Până la Nistru-n șei apară, de tam diri diri dira. Ora din Pașcan răzbate, tam diri diri dira. Hei, când joacă frate cu frate, tam diri diri dira. Hei, hei, i-a dat drumul jocului, sărac sunea focului. Te-ți codri Pașcanului și valea Săretului. Că la Pășcănel le place, tam diri 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 dira. Hei, uite așa ora se joace, tam diri 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 dira. Hai mândru sunt că-s moldovean, hai neam vrednic de-alu Ștefan. Loc frumosul mândru soare, tam diri diri dira. Așa-i moldovioara mare, tam diri diri dira. Hei, în straie din sărbătoare, tam diri diri dira. Mândruță cu ochii mari, tam diri diri dira. Nu spui lumii gospodari, tam diri diri dira. Hei, se joace ca la Pașcani, măi, tam diri diri dira. Hei, hei, și nici oră mai făloasă, sărasune așa voioasă. Ai da din țâneți o bine, cum doba șuhangu țâni. Ora pășcănenilor, tam diri 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 dira. Hei, că-ți o jucăm cu dor, tam diri 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 dira. Hai tragiți ora gospodar, hai ca la noi, ca la Pașcani. Hai mândru sunt că-s moldovean, uite, uite așa. Istai joc de pe la noi, nu se joacă în sat la voi, verde de trifoi. Istai joc din Tătăruș, după cobză și arcuș, după cobză și arcuș, dintr-un joc acuș. Istai joc din satul meu,
și să-l joc deloc nu-i greu. Ai stai joc din tătăruș, ai după copzi și arcuș. Mama tare mândră în sat, îți flăcău de însurat, mândru și frumos băiat, verde m-a costat. Câtii fiate sunt în sat și-ți bunii de marita, pe tine poarta mami bat, vin la scarmanat și la apărcul cioro, ca să-i mai vadă fișorul. Ai câtii fiate sunt în sat, ai tătii-n poarta mami bat. El-i fac și el-i trag, eu în seamă nu li bag, eu în seamă nu li bag, n-am și să li fac. Mama m-a făcut frumos și tatu ca omanos, jucauș și draga scos, harnic și sfatos. În meu cămeșadin și la joc acum vin. Băi, mama m-a făcut frumos, jucauș și draga scos. Spită-te lumea-n pașii, care nu vrea ca să joace, n-are nimeni așa-mi face, jocul mie-mi place. Când îmi cântă scripcarașul, fluierușul cu dobașul, uit casa ca lucăruța, coasa și imașul. Zi-i scriptarii de arcuș, batuta din tataruș. Băi, la spită-te lumea-n pașii, nimeni n-are și-mi face. Trompetă și vioară, ca să joc până de sară, cișoarele o să mă doare, joc până de sară. Mă învârtesc ca focul lui, ești la vatra satului, al flacău mai mândru în sat, ca și mininui. Doboșării zi mai tare, să s-audă până-n vale. Băi zi mai tare, piarcuș, ai bătuta din tătăruș. Ai tot cu fiate și flacăi, cum-i jocul pe la noi, uite, uite așa, măi. Așa cum v-am promis, ne-am întors la dumneavoastră cu ultima parte a discuției cu dragul meu invitat, interpretul Cristinei Iordăcheaie, pentru că știți că tot ceea ce este frumos se termină repede și noi mai avem aproximativ 10 minute din emisiune pe care vreau să le valorific la maxim și nu am început cum de obicei se începe. Știți că pe la emisiune toată lumea vă întreabă: e, și de când dragostea asta pentru cântec? Eu am preferat să vă întreb lucruri pe care eram curioasă și însetată să le aflu, iar acum iată că a venit momentul să ne întoarcem și la copilăria dumneavoastră acolo la Tătăruș. Ne-ați pus la dispoziție și niște fotografii care colegii mei din regie cu siguranță vor face în așa fel încât să curgă pe ecran în timpul discuției noastre. De când cântați? Știi că așa spune toată lumea, de când mă știu. De adică exact. De la grădiniță, când îmbrăcam pantalon alb sub formă de ițar, bocanc negru, bundiță ajustată, adaptată pentru... Ce cântați atunci? Vă mai amintiți? Prima melodie am cântat ceva, cred că de-a lui Traian Straton, Șarii mândra, șarii măi, șarii ochii frumușei, în duet cu o colegă de la grădiniță, cu o preșcolăriță de 3 ani, Lăcrămioara și Cristinel, și undeva pe un maidan acolo la gardul școlii, frumos, eram la grupa mică și cântam acest cântecel și educatoarea spunea: dar trebuie să vă uitați unii în ochii celuilalt când spuneți șarii mândra, șarii măi. Da, acolo. Noi ne uitam și noi, dar mi-i îmi plăcea foarte mult cântecul și... Avea fata ochi frumoși? Avea ochi frumoși, da. Deci da. Aveați muza acolo care... Apoi am continuat, cred că în ciclu primar și gimnazial, în cadrul șezătorii folclorice și cântam mereu balada haiducului Toader Pantelimon, îmbrăcat cu suman, cu căciulă de oaie, miel de cublană neagră. Sigur că o știu. Și nu v-ați gândit să o puneți pe unul dintre materialele să știți discografice? Că m-am gândit, dar dacă aș pune-o pe un alt fel de CD, pe un alt fel de album, ca să o pun pe un album cu cântece din acestea pe care le cântăm deja la spectacole, da, nu da. Știu dacă ar asculta-o cineva, dar m-am gândit tot așa să rog un orchestrator să mă acompanieze doar cu instrumente tradiționale, se spune, la rece. Balada Haiducului Pantelimon, am fost cu ea, cred că până prin clasa 8 în
inclusiv la festivalul, singurul care era atunci și care îi promova pe tineri, Cântarea României, și mereu am avut succes cu această baladă a haiducului Pantelimon, care are, este o legendă vie, care făcea dreptate în zona și prin codrii Moldovei, venea și în zona Tătărușului, lua de la bogați, așa la drumul mare, lua de la bogați și de la săraci. Asta știți care sunt, haiducii. Da, așa. Și după aceea m-am dus la liceu pedagogic, unde m-am cultivat studiind muzică. Apoi, mai târziu, am făcut școala populară de artă. La Iași se afla pe atunci undeva prin spatele filarmonicii, clasa Titel Popovici, dar era canto muzică ușoară. Abia mai târziu s-a introdus și disciplina muzică populară. Mai târziu chiar încoace. Și eu am făcut prin 93, știu că am început școala populară și la fel. Nu era clasă de muzică populară. Și am făcut foarte multă muzică ușoară, solfegii, însă mi-a prins bine. Da, am cântat. Pentru că acum, vrând nevrând, la petreceri, la nunți, mai cântăm și muzică ușoară, însă pentru mine specific și care se lipește cel mai bine și pot eu să spun să mă manifest cel mai bine muzical, este muzica populară. Exact. Și o altă școală și cea mai bună pentru mine a fost faptul că de la 19 ani am fost, să spunem, cooptat într-o formație, într-un band muzical la o întreprindere din Pașcani, cu niște băieți destoinici, cu sute și cu mii de ore de repetiție în sala de festivități a respectivei întreprinderi și din 86 când petreceri private, nunți, vă dați seama că aceea e cea mai bună școală. Când începi de la 3 cântece și ajungi să știi, să ai în repertoriu câteva sute sau câteva mii de cântece, trebuie să înveți versuri, trebuie să știi tonalități, trebuie să știi cum să le închegi într-o repriză. Cea mai bună școală, cum spunea un lăutar bătrân, este școala pe care o faci la prispa omului atunci când cânti la o nuntă. Cum să te descurci, cum să ieși dintr-o situație când poate nu ești vocal cel mai bine în acel moment, că ea mai răcim, mai se întâmplă tot felul de lucruri și vrei, nu vrei, trebuie să faci față și atunci este vorba de o tehnică care se capătă în timp și numai și numai prin exercițiu. Da, și o abilitate din aceasta de a ști cum să treci dintr-o repriză în alta. Mă uit la piciorul omului, mă uit în sală și spun, băieți, mă întreb, domnul Cristi, ce să ăștia, sunt populariști sau cu muzică ușoară? Da? Zic, jumate, jumate, sau spun 60% populară, 40% ușoară. Imediat îmi dau seama. Și asta e o formă de folclor. E o formă de folclor. Da. Pentru că știu exact ce trebuie să-i dai omului, pentru că dacă nu te mai caută, asta este, știi cum se spune, în felul cum te manifesti, atragi în continuare, să spunem, doritori sau clienți. Vă gândeați când erați mic și cântați atunci cu cum o chema? Lăcrămioara, am reținut. Vă gândeați că veți ajunge un artist mare, chiar dacă dumneavoastră ați spus nu sunt un artist mare. Nu m-am gândit, să știi. Deși în liceu era vremea Cenaclului Flac, era 80-84, autodidact am învățat chitară și cântam muzică folk și m-a acompaniam și sub o salcie pletoasă la liceu pedagogic, adunam în fiecare seară fetele și băieții și cântam muzică folk și muzică ușoară din aceasta adecvată pentru chitară. Apoi am plecat în armată. În armată nu m-am manifestat sub nicio formă din punct de vedere muzical, pentru că am făcut la o armă. Se mai cântă prin armată. Am făcut la o armă unde nu erau, să spunem, la acea unitate nu erau nici formații, nici orchestre, nici nimic. Și când am venit, că am terminat armata la 19 ani și un pic, am fost introdus în formația aceasta despre care vă spuneam și de atunci n-am avut nicio sincopă, niciun sezon în care să nu cânt. Și cariera s-a construit ușor, pas cu pas, pas cu pas, cu muncă multă, cu perseverență. Și cu investiție foarte mult. Adică vreau să spun cu toată sinceritatea, poate telespectatorii cred parțial din ce spunem, dar tu știi foarte bine că ești implicată. Uneori poate într-o vară 70-80% din câștigurile mele se duc și investesc din nou în muzică. Un album din acesta costă, soția mea spunea, cu ultimul album putea să ne facem o căsuță la țară. Am acceptat acest lucru, o să rămână ceva după mine, mi-a plăcut, am fost susținut de familie și mergem în continuare mai departe. Și când vedem reacția publicului, când vezi că oamenii te iubesc, te apreciază, îți știu melodiile, te duci acasă și spui, gata, mai fac una nouă, cu tot una, două, cinci, câte s-or putea, pentru că ești motivat. Eu cred că mai mult decât motivația financiară, motivație afectivă. După ce am scos pe piața muzicală ultimul album, soția mi-a zis, sper că te-ai liniștit. Da. Ei au trecut câteva luni și când am văzut că ai mei colegi scot din nou melodii și zic,
Mai vreau unul. L-am descoperit pe Corneliu Panainte, despre care îți spuneam, tot la evenimente, l-am invitat să cânte ca și viorist în orchestra mea la câteva anunți. Uh-huh. S-a legat o prietenie, am văzut că a scos melodii cu alți artiști și l-am rugat și cu mare drag colaborez în continuare cu el și îl și recomand, ca și pe maestru Ion Dascăl, de altfel. Dar e bine, știi, să încerci. Așa este, și să fii compatibil cu cel care până la urmă este vorba de o artă, este vorba de emoție, este de răbdare și de ce nu de niște sentimente pe care le investești acolo în fiecare notă, fiecare acord. Și atunci dacă nu ești compatibil cu cel cu care colaborezi, respectiv textier, orchestrator, dirijor, nu ai cum să scoți un produs de, nu neapărat de calitate, dar se simte ruptura. Așa, când este vorba de o echipă bine închegată și compatibilă și spectatorii simt și trăiesc emoția, simt emoția acelei melodii. Am vorbit de tineri, tinerii care și din Tătăruși și nu numai au îmbrățișat această artă și doresc să meargă pe acest drum. Ce recomandări le-ați face? Pentru că, cu siguranță, telespectatorii noștri știu că noi ne-am mai întâlnit pe la festivaluri, eu v-am mai luat așa câte un scurt interviu. Dumneavoastră lucrați în învățământ, cum se spune în popor, sunteți inspector școlar și atunci aveți un contact direct cu tot ceea ce înseamnă educație. Participați, sunteți des invitat în jurii pe la diverse festivaluri. Ce recomandări le-ați face atât participanților, respectiv copiilor, cât și celor care organizează astfel de festivaluri pentru elevi? Aș începe prin a mărturisi că imediat după Revoluție a fost un vid în ceea ce privește manifestările acestea artistice legate de, să spunem, de folclor. Se părea că s-a uitat de cântecul popular, de dansul popular. Cred că au fost 5, 6, 7 ani în care nu prea mai erau manifestări de gen. Și sufeream. Ulterior au început cadrele didactice, în primul rând, să readucă în atenția copiilor, a elevilor, tradițiile, dansul, cântecul popular și încetul cu încetul am ajuns acum să fie aproape în fiecare școală câte un învățător, câte un profesor care să organizeze, să spunem, un ansamblu, mini-ansamblu, la, să spunem, în funcție de numărul de elevi de acolo, cu dansuri, cu cântece populare, să le facă costume, se implică și primăriile, sponsorizează, ajută părinții. Deci putem spune că suntem pe drumul cel bun și că în ultima vreme copiii, sprijiniți de cadre didactice și de părinți, promovează, au început să îndrăgească și să promoveze folclorul. Ce să le spun tinerilor? Să iubească folclorul. Sunt și vârste de acestea la copii în care ei se simt jenați cumva dacă ar trebui să cânte un cântec popular sau să danseze, dar se depășește imediat pentru că avem consilierii, profesorii care le explică că sunt, să spunem, fac parte din tot ceea ce ne reprezintă pe noi ca nație și nu trebuie să uităm niciodată, să ne uităm rădăcinile, să ne uităm de unde venim, cum am ajuns până, să spunem, acum și le îi sfătuiesc acolo de unde sunt și pot să învețe de la bunici, de la mătuși, de la profesori, să învețe cântece populare, să învețe să danseze, nu în mod special pentru a activa într-un cadru, un ansamblu sau pe o scenă, ci pentru ei, pentru o petrecere, să nu le fie jenă niciodată când la o petrecere privată se pune o horă sau un ciobănaș, să poată și ei să descurce și să danseze, să spună că acesta este cântec autentic, haideți să-l dansăm pentru că face bine. Da? Așadar, dragii mei, ce poate fi mai frumos decât acest îndemn al invitatului meu, Cristinel Iordăcheaia? Iubiți folclorul! Și izvoarele folclorului, și izvoarele să nu le uităm niciodată. Folclorului, bineînțeles. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Vă mai aștept oricând cu drag, pentru că nu am epuizat tot ceea ce aveam noi de povestit aici. Vă mulțumesc, vă doresc succes pe drumul cântecului și să fiți sănătos cât mai mult timp de acum înainte să aduceți frumosul în sufletele oamenilor. Vă mulțumesc și eu și dumneavoastră și telespectatorilor care s-au uitat la noi și care iubesc folclorul și care urmăresc emisiunea aceasta. Iar dumneavoastră, dragii mei, vă fac aceeași urare ca de fiecare dată. Rămâneți sănătoși și nu oricum, ci în compania muzicii, alături de Cristinel Iordăcheaia. Până data viitoare, eu vă spun la revedere!
neagră, n-ar țaraș. Drag mi se fiu șobanaș, să doinez din fluieraș, țara fii maș. Ură neagră, n-ar țaraș, drag mi se fiu șobanaș, să doinez din fluieraș, țara fii maș. Să aud în mândrili șobanașului, să bată carările șobanașului. Îi până-n vârful dealului șobanașului, îi tăt pe urma dorului șobanașului. Păi și la patra focului, păi când doina șobanului. Sara la stele om privi și de dragoste om vorbi, iar în zori când ne-om treze, oile om porni. Sara la stele om privi și de dragoste om vorbi, iar în zori când ne-om treze, oile om porni. Piste dealuri, piste văi cu mândruța mea, tot în zvon de clopoței cu mândruța mea. La umbră lângă izvor, mândrulița mea, am să te sărut cu dor, mândrulița mea. Hai de-ai sta mândru vara întreagă, păi șobănia mi-ar fi dragă. Hei, hei, câra sari soarele și-ți la strungă oile, prigatim budășile, punim la pili. Câra sari soarele și-ți la strungă oile, prigatim budășile, punim la pili. Mândruță te-o învața, măi mândruță măi, cum să framântă brânza, măi mândruță măi. Ca să iasă cașul bun, măi mândruță măi, zerul la urte cum bun, măi mândruță măi. Ai și cât fac la cât mâncare, îi am să-ți fur o sărutare. Șobanitul îi ușor, la mândră nu-i dușdor, și pișer nu-i niciun nor, iar bai cu mohor. Șobanitul îi ușor, la mândră nu-i dușdor, și pișer nu-i niciun nor, iar bai cu mohor. Dar când plouă zile în rând, șobanașului, și-auzi zafile curgând, șobanașului. Lupii urlă apustii, șobanașului, tisatur șoban să fii, șobanașului. Hai că s-ar face vremii bune, să vină mândra la stână. Hai să o luăm de ajutor, să-mi treacă vara ușor. Hop și așa și așa măi. Mi-e dor să merg în paduri, să culeg un pumn de muri. Hai mândroc și tu cu mine, că la umbră tari bine. Da, ia nu, și nu, și nu, că dacă vine ursul, cum să fugă ea prin spini, disculță prin mărășini. Și m-aș duce în poian, să cosesc la buruian. Hai da mândru să strângi flori, ca să ai de sărbători. Da ia zi și nu și nu, că nu poate chiar amu. Că de șerpi frică tari, să n-o moști de cișoare. Și râiul mi-am luat, merg la grâu, lasă șera. Hai mândru în ajutor, când doi avem un spor. Da ia zi și nu și ba, când o lasă mai căsa. Miriștea-i cu paie reale, și-o înțapă-n dejețele. Dragă fetiță, că umbli prin sadi sculță, mândruliță, hai cu mine, că ți-o-i cumpăra botini. Bine vorba, nu i-am spus, mândra-i în căruță sus. Și de bucurii mari, îmi dă chiar și-o sărutare. Eu dau bișicailor să ajung în târgușor. Încălțări am cumpărat, toamna
și cu nume.